Este uimitor modul în care mâncarea oamenilor variază atât de mult în întreaga lume, ceea ce poate părea cel mai scârbos fel de mâncare pentru noi românii, poate fi o delicatesă a unei alte țări. De altfel, fiecare țară și cultură din întreaga lume mănâncă alimente care sunt complet respingătoare pentru alții. De exemplu, știați că majoritatea oamenilor din China cred că brânza este dezgustătoare? Acea bucată cremoasă, uneori învechită și urât mirositoare de lapte de vacă, este raiul absolut pentru majoritatea oamenilor din România, dar nu și pentru chinezi. Așadar, iată câteva mâncăruri ciudate considerate delicatese în jurul lumii. Cârnați de sânge Cârnatul de sânge este ciudat doar pentru faptul că folosește sânge adevărat. Nu sânge uman, ci sânge de porc, de oaie, de vacă sau de gâscă. Totuși, pentru că nimeni nu vrea să mănânce sânge, britanicii și irlandezii l-au numit în mod inteligent black pudding, adică pudincă neagră din cauza culorii întunecate, aproape negre, pe care o capătă. Amestecat cu o umplutură, cum ar fi o văzul sau orzul și o umplut într-o carcasă, cârnatul de sânge este un deliciu savuros servit de obicei la micul dejun complet. Este bogat în proteine și fier, dar nu este foarte bun în ceea ce privește colesterolul. Totuși, nu ar trebui să te ferești de el dacă ai ocazia să-l mănânci. Cu siguranță nu este ca și cum ai mânca un cârna de porc obișnuit, dar textura este departe de a fi ciudată, iar gustul, mai ales dacă îl înmoi în sos, este din altă lume. Escargot În Franța, melcii au o dublă utilitate. Sunt atât vizitatori bineveniți în grădini, cât și o sursă delicioasă de hrană. Escargoul, adică melcul pregătit pentru consum, a devenit extrem de popular în anii 80, generând o industrie evaluată la 300 de milioane de dolari într-un anumit moment. Deși interesul pentru acest deliciu s-a redus în ultimii ani, odată cu schimbările în preferințele alimentare, melcul rămâne o opțiune culinară inedită în Franța. Bucătarii pregătesc escargoul prin ungerea lui cu unt și usturoi și îl servesc uneori cu o bucată de pâine asezonată cu usturoi. Singurul aspect pe care trebuie să-l depășiți este textura melcului care poate părea similară senzației de a mușca dintr-un glob ocular. Deși poate părea ciudat la început, ghemuit și un pic tare, în cele din urmă este moale și delicios. Păpădi În România ne raportăm la păpădiile noastre ca la ceva obișnuit, considerându-le aproape ca pe niște buruieni pe care nu le luăm în seamă. Însă, în loc să le privim cu dispreț, ar trebui să le considerăm o resursă valoroasă. Deși practica de a lăsa să crească nestingherite păpădiile pe gazonul nostru poate părea normală, ar trebui să ne gândim la efectele poluării și substanțelor chimice pe care le introducem an de an în solul nostru. Dacă sunteți îngrijorați de acest aspect, puteți opta să achiziționați frunze de păpădie, acestea fiind mai sigure din perspectiva consumului. Deși acum păpădia poate părea un aliment ciudat, ea era consumată în mod regulat înainte de epoca victoriană datorită proprietăților sale medicinale și conținutului bogat de vitamine A, C, E și acid folic prezent în rădăcină și frunzele florii. Pentru a beneficia de aceste proprietăți, puteți prepara vin de păpădie din florile acestea sau să transformați rădăcina într-un ceai care poate reprezenta un înlocuitor decent al cafelei din punct de vedere al gustului. Dacă vă decideți să consumați frunzele de păpădie singure, trebuie să știți că acestea pot fi destul de amare. Totuși, dacă culegeți frunzele tinere și le gătiți rapid cu puține sare, piper și lămâie, obțineți o garnitură delicioasă comparabilă cu frunzele de sfeclă și rucola. Ouăle de un secol Cunoscute și sub denumirea de ou de un secol sau ou de o de ani, acestea reprezintă un preparat culinar chinezesc tradițional considerat o delicatesă deosebită. Deși denumirea sugerează o vârstă impresionantă, ouăle nu sunt de fapt vechi de un secol. Acesta este un termen folosit pentru a descrie ouăle care au fost conservate într-un amestec de argilă, cenușă și sare pentru luni de zile. Este o metodă neobișnuită de preparare, dar care conferă gălbenușului o nuanță verde închis sau gri și un miros puternic de sulf. Desigur, este posibil ca denumirea să fie menită să ascundă faptul că aceste ouă sunt, în esență, ouă stricate. Cu toate acestea, această delicatesă se bucură de popularitate în China și este considerată una dintre cele mai bizare experiențe culinare pe care le puteți avea în această țară. Nas de elan în gelatină. În anii 1830, indigenii din Canada și Alaska vânau elan pentru hrană, iar fiecare parte a acestuia era folosită. Rețeta a fost prezentată chiar și în publicația Northern Cookbook din 1967. Pe lângă faptul că trebuie să dai de urma unui elan, este și o rețetă care necesită multă muncă, deoarece părul din interiorul nasului de elan trebuie mai întâi îndepărtat înainte de a fierbe nasul, iar în final trebuie acoperit cu un bulion care se transformă într-un jeleu. Voila! Nas de elan gelatinos! Este probabil una dintre cele mai nebunești mâncăruri pe care le-ați putea gusta vreodată. Casu Marzu Ești un iubitor al brânzeturilor rare? cruzav, Dar ce părere ai despre brânzeturile rare care conțin viermi vii? Poate că sună cam exagerat, nu-i așa? Ei bine, următoarea mâncare ciudată vine din Italia, deci trebuie să fie ceva special, nu? Este cunoscută sub numele de brânză putredă și provine din Sardinia, având denumirea de casumarzu. Această delicatesă se realizează dintr-un pecorino care a depășit cu mult data de expirare. Acum, pentru a da o notă și mai inedită, în brânza pecorino sunt adăugate larve de muște de brânză. Aceste larve eclozează în interiorul brânzei, scormonez, digeră grăsimile și transformă produsul într-o brânză moale și cremoasă. Deci, deci, dacă te simți aventuros, poți alege să savurezi această brânză cu sau fără ingrediente suplimentare. Tarantule prăjite. O delicatesă cu o picioare încărcată cu o istorie întunecată. În Cambodgia oamenii înfometați au început să consume păianjeni pentru prima dată în perioada regimului Khmerilor Roșii. În prezent, acești arahniți păroși sunt încă considerați o gustare populară în întreaga țară și există chiar un oraș în Cambogia denumit Spiderville datorită pasiunii locuitorilor pentru consumul de păianjeni. Se pare că acești păianjeni au un gust similar cu cel al crabului, ceea ce a condus la popularitatea lor. Această practică ar putea indica o nouă tendință în privința privirii asupra insectelor ca sursă de hrană într-un mod mai deschis și mai acceptat. Plăcinta Stargazy Deși numele acestui fel de mâncare sună plăcut, s-ar putea să nu fie prima alegere pentru o cină romantică. Este cunoscută și sub denumirea de plăcintă cu gazete înstelate și are origini într-un sat numit Mouse Hall din Anglia. Tradițional, plăcinta este servită pe 23 decembrie, iar povestea din spatele acestui preparat ciudat ar putea să-l facă puțin mai interesant. Conform legendei, într-o seară din secolul al XVI-lea, un marinar eroic a ieșit la văzuit în mijlocul unei furtuni puternice și s-a întors cu o cap atât de mare încât a putut hrăni săteni infometați. Plăcinta este preparată prin coacere de sardine, ouă și cartofi, sub o crustă de patiserie, iar caracteristica cheie care conferă numele este că capetele peștilor trebuie să iasă din plăcintă. Ochi de ton când vine vorba de ton în Japonia, nimic nu se irosește. Fiecare parte a peștelui este valorificată chiar și globii oculari. Așadar, prezentăm următorul aliment neobișnuit, globii oculari de ton. Dacă te gândești să încerci această specialitate, poți să-i adaugi pe listă când faci cumpărături în vizita ta din Japonia, deoarece îi poți găsi la prețuri accesibile în supermarketurile locale. Există diverse rețete pentru prepararea ochilor de ton, însă cel mai simplu mod de a le găti este să-i fierbi sau să-i prepari la aburi, adăugând condimente precum usturoi sau sos de soia. Poftă bună! Ceea ce s-ar putea să te surprindă este că, în loc să aibă gust de ton, acești globi oculari de ton au, de fapt, un gust asemănător cu cel al calamarului. Balut Intrăm în lumea altor delicatese din nou, balut din Filipine, dar, ce este balut? Ei bine, este un om fertilizat de obicei de rață, care are aproximativ 2-3 săptămâni de dezvoltare, este fiert înainte să se nască și apoi este consumat direct din coajă, fiind adesea asezonat cu sare, chili și oțet. Și da, este consumat cu tot cu embrion. Tradițional, pentru a consuma balut se face o mică gaură în partea superioară a coajei, se soarbe lichidul delicios, iar apoi se mestecă restul oului dezvoltat, inclusiv penele, oasele și orice altceva s-ar afla în interior. Este o experiență culinară destul de unică, specifică filipinelor. Uit la coce V-ați gândit vreodată să încercați porumbii vestat, Poate că nu ați luat în considerare acest lucru până acum, dar s-ar putea să vă răzgândiți după ce veți descoperi această mâncare ciudată originară din Mexic. Uit la coce, cunoscută și sub numele de corn smut sau trufa mexicană, este o delicatesă locală care constă de fapt în bobul de porumb afectat de o boală. Pe scurt, uit la coce se formează dintr-o boală a plantelor care crește peștiuleții de porumb în jurul boabelor sub forma unor nori umflați și cri. Cu toate că poate părea ciudat, această mâncare bizară este apreciată ca specialitate culinară, oferind o aromă lemnoasă și pământie datorită ciupercii. Sir Stroming S-ar putea să renunți să încerci această delicatesă suedeză după ce simți mirosul ei. Sir stroming sună destul de inofensiv la prima vedere. Este vorba despre hering ușor sărat și fermentat din Marea Baltică, un produs tradițional în bucătăria suedeză încă din secolul al XVI-lea. Totuși, odată ce descoperi Sir stroming înseamnă hering acru și vine la pachet cu un miros pe măsură, s-ar putea să schimbi părerea. În timpul preparării acestei delicatese ciudate se utilizează doar o cantitate minimă de sare pentru a împiedica heringul crud să poată în timpul procesului de fermentare. La cel puțin 6 luni de la începerea acestui proces, mirosul heringului poate fi simțit înainte chiar de a-l vedea. Deschiderea unei conserve de sărstrăming eliberează unul dintre cele mai neplăcute mirosuri alimentare din lume. Totuși, întrebarea rămâne, ai fi dispus să încerci acest aliment ciudat chiar dacă trebuie să suporți mirosul? Așadar, trecând prin diversitatea impresionantă a gusturilor și preferințelor culinare prezentate în acest video, putem observa că ceea ce poate fi excentric sau neobișnuit pentru unele culturi devine o delicatesă în altele. De la cârnații de sânge britanici la escargoul francez și până la ouăle de un secol chinezești, fiecare mâncare reflectă nu doar varietatea ingredientelor, ci și istoria și tradițiile locale. Astfel, lumea culinară globală devine o punte fascinantă între culturi, oferindu-ne oportunitatea de a descoperi și aprecia bogăția diversității gastronomice din jurul lumii. Acesta a fost episodul nostru. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să te abonezi la doza de istorie pentru mai multe videoclipuri interesante. Vă doresc o zi extraordinară!